ore am de făcut înainte de a începe spectacolul. Vă rog frumos să vă închideți telefoanele sau să le puneți pe silent. Iar al doilea anunț este că piesa de teatru se împarte în două acte, între care va fi o pauză de 10 minute în care vom muta puțin scaunele pentru că acolo se va juca. Asta este tot, vizionarea plăcută. Bine ați venit! Și 8 septembrie 1956. Încheierea lucrărilor sesiunii mari adunări naționale. Ia uzi. Sâmbătă dimineață au continuat lucrările sesiunii mari adunări naționale a Republicii Populare Române. În loja din dreapta incintei au loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu. Băi, frate! Ce ne facem, Serafine? Ce ne facem? Ne-a venit rândul. Vin ăștia cu colectivul. Ne vine partidul la masă, Serafine. Să vină. Eu nu-i primesc. Toți ce spun. Taci și citești. Da, ce să fac? Doamne, scapă de că eu nu știu cum o scoate la capul. Dar să-l faci, și popa Dumitru, ăștia ne pe cap. Ăștia și unul cu un catastif mare și roșu după el îmbrăcat la costum. O străie. Tot satul vorbește, Serafine, nu mai tu taci. Am te mai holba așa la mine și zic ceva. E foame. Păi dacă, de mâncare ți-ar de ție acum. Gata, Evohou, gata. Potolește-te. Dar nu pot. Nu pot, că mă doare sufletul și mi-e frică de colectivul ăsta, înțelegi? Ei, lasă că nu fii dracu chiar așa de negru. Ne înțelegem noi ca între oameni. Bă, poște, n-ai ce să te înțelegi, ori ești cu ei, ori împotrivă. Ori cu partidul, ori deloc, ori cu colectivul, ori ne-a naiba, Serafine, înțelegi? Evo, nu ne ia nimeni nimica. Nu te încălzește sub baia, că mi-e foame. Referească Sfântul, că eu nu știu cum o scoate la capăt cu ăștia. Serafine! Ia uiți! Hai, Serafine! Ai noroc, Serafine! A ce țipi așa, mă? Băi, de capinele ăla!
Luați loc, tovarăș. Oriunde? E un scaun. Tovarășu, vă rog! O scuzați! Citiți cânteia, a? Citesc. Serafine, tovarășu, e de la centru. Da, tovarășu le onorează cu prezența. Tovarășii sunt prea amabili. Ba nu tovarășu, deloc. Hai, tovarăș, vă rog. Tovarăș, dar nu-i niciun deranj, nu? Tovarăș, haideți acum că să ne... A, poate că e sete tovarășului. Evo! Iară niște țuică, că ne sete oamenii. Bună seara. Doamne ajută. Taramul. Părinte, tu că ești mai acolo. Lasă-l. Tovarășa! Adu-mă florile, mă! Hai, hai, hai! Așa. Hai, mă, lasă-l. Hai. Bine ați venit la noi! Hai, hai. Bine v-am găsit. Sănătate! Hai! E bună! Doamne ajută! Tovarăș, acum că ne cunoaștem, haideți... Cât e de bună, Doamne! Ți-e foame cu mine? Cât da? Tovarăș? Evo! Da! Ia aveți niște mâncare, că le foame oamenii. Imediat! Dar ce... Nu vă place, nu? Ba, ba da. Hai venit. Nu mai mă, că mai am pietare. De la mine din livadă. Are o livadă? Da, are livadă. Livadă, una bucată. Da. Am. Ei, mătăluță, de ce suntem noi aici? Habar n-am. Lasă că o să afle dumitare. Serafine, tovarășul vine cu bune intenții. E da, cu cele mai bune intenții. Îl bună tuică, Dumitre? La cum? Voi ia mai bea. Tovarăș, haideți să nu ne întindem totuși. Poate, poate că mai încolo, Serafine. Ce vreau, să beau singur înainte de masă? Ce știi, dumitale, despre colectivizare? Ce? Nu mă prea interesează. Nu prea interesează. Nu prea. Nu, nu, ce vrea tovarășul Serafin să spună e că nu a înțeles. Domnule, exact despre ce... Hai să cu beșleau. Nu, Serafine, nu. Nu mă prea interesează, pentru că eu nu doresc să intru în colectiv.
dorește să intre în colectiv. Măi. Tovarășul, v-am spus că tovarășul Serafin e un om cu credință puternică în propriile părere. Ce, dar nu e obligatoriu, nu? Nu, dar e recomandabil. Da, vă rog, ce e așa recomandabil la tot colectivul ăsta? Că nu e numesc bani mare și pil. Serafin, mai dă-o mor, că n-am venit să-ți dăm în cap. Bă, Dumitru! Bă, a făcut mai rău! Vreau să-l luați pământul! Ce, Serafin, ce să faci pământul tău? Dar dintr-o dată s-a făcut foarte cald aici la dumneavoastră. Foarte cald. Foarte, foarte cald. Hai, Nego, pune pe oasă. Lasă. Tu te strânge găinile alea. Pentru Partidul Comunist. Tovarășe! Partidul! Hai! Pentru ce nu ciocnești cu noi? Pentru ce? Pentru sănătatea partidului. Să fie sănătos! Hai, mă. Zâmbește, mă, și tu cu noi, de ce nu zâmbești? Păi dacă nu-i nimic comic. Să că-i știu eu pe ăștia ca tine. Da? Îmblați cu mutrele astea de țăran viclen, dar nu-i nimic. V-am scos noi fițele din cap sau dinții din gură. Bine, domnule. De vă că încerci. Ce, crezi că n-am mai văzut pistol? Nu? Știi că am fost și la război. M-am întors în timp. Vezi, bă, suntem pușc. Noi suntem pușc singuri. Auzi, domnule, nu te mai holba la mine cu mutra asta de colțofis constipat. Ești la mine acasă, da? Te-am poftit înăuntru, te-am servit cu țuică. Hai să mâncăm supa. Iar ta îmi spui ce vrei, eu îți spun ce vreau. Și cine știe, poate nu mă înțelege noi până la urmă. Nu era experiență. Am o strafă bolnavă de diaree, am destule pe cap și prea puțin timp să-i rezolv. Așa că ori mă împuști, ori încerc să mă convingi. Dar nu mă încurca mai mult decât ai făcut-o. Dumnezeu să binecuvinteze această supă. Pe nevastă ta, Serafin. Măcar ea să fie bună. Înainte era mai grasă. Grasă. Da. Tovarăș, ce vrea să semne toată? Zimii, tovarășe, constatam. Constatai ce, mă? Asta e subversiunea țintită împotriva statului, mă. Nu, domnule. Ce, mă? Ce? Făcea doar că înainte o făcea nevastă mai grasă. Zupa. Acum nu ai. Dă-mi de la fica. Stai, dă la fica. Bă, domnule, dă la fica.
picat, vreau să răci comuniști în țara asta. Bă, asta e prea de tot. Mă, Serafine, potolește-te, mă. Atacă-ți freanca, mă, Paraschivea, și mâncă. Poți după aia să-i lingi ghetele lui domnul tovarășul cu burta plină și conștiința aia liniștită. Te dau pe mâna miliției, mă. Poți să mă dai și în ziare. Tovarășul Serafine. Și așa nu-ți bune că te ștergi la cur cu ele. Mă, cum îndrăznești, mă? Vezi așa cum îndrăznești mâna ta. Nu-ți permit! Nu-mi permit. La mine în curte. Nu-mi permit. Dacă veneam acum 3 ani, în curtea ta de căcat, spălam cu tine pe jos. Atunci vedeai tu câte îmi permiteam eu aici la tine în curte. Domnule, au trecut vremurile. Stalin a crăpat. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. A fost om bun, nu? Tu știi câți țărari am pușcat ăsta? Nu, domnule, câți? Mulți! Hai să vedem dacă mai funcționează. I-am pușcat. Și-au luat topoare în cap, într-o mai puțin prin locurile astea. Mătăruță, ești singur, ești departe de centru. În pădurea din împrejurim sunt destule râpe unde se poate dormi adânc. Bă, tu ori te bagi în colectiv, ori te dăm pe tine afară, pe tine și pe tot neamul tău de căcat, vă dau afară din casă! Bă, neamul vă afară, bă, nesimțite la mare! Ce, bă? Ce? Primăvara asta am văruit casa. Haideți, tovarășul, să ne liniștim, vă rog eu. Da, mă, să-și retragă insultele aduse împotriva tovarășului Staiu. Împotriva partidului și împotriva organului de presă. Să-l aud. Hai, Serafine, nu mai fă pe nebunul! Ce-i, mă, gata, mi le retrag. Hai să bem și să mâncăm ca creștinii, ce dracu! Vai, ce părinte cu idolatria asta, mă! Religia este opiul popoarelor! Hai că e și far pentru sufletele pierdute! Ce-ai spus? Ca partidul! Bă, partidul! Aduce tuturor lumină! De la răsărit! Amin! Tovarășul Serafin, am să vă expun beneficiile intrării în colectiv. Haideți. Dacă intri în colectiv, măi, și dai cotă la partid, măi, vei fi cetățean activ, măi, n-ai probleme la partid, măi. Hai cu noi în colectiv, măi. Nu fi element nociv, măi. Altfel ăștia schimbă placa, măi. Dacă nu dai la oraca, măi. Oricum vine și ți-a vaca, măi. Hai mai dă-o la oraca, măi. Poate membru de partid, măi. Dar hai că-i plin de beneficii, Gata, hold! De ce? Hai că trezești câinii, gata. De ce, mă? Cunosc beneficiile. Da? Le-am văzut la vecini. E și? Nu mă interesează, prea multă muncă. Păi, tăvarul Serafin, nu se poate muncă fără pâine precum pâine fără muncă. N-are cum să fie. Nu, domnule, e prea multă muncă pentru prea puțină pâine. Eu prefer cum am acum. Știu cât muncesc și cât primesc.
tovarășul Serafin, modelul ăsta capitalist al dumitale e trecut. Acum avem economie marxist-leninistă, centralizată de la stat. Uite, mai hai, mă, hai! Uite aici, statul dă la toți. Și toți, ține-mă, dau statul. Și nimeni nu-i lăsat pe din afară. Mă priceri? Domnule, oricum o fi, pe mine nu mă prea convinge. Păi, lasă. Poate nu te-ai lăsat dumneavoastră convins unde a ajuns. Sau poate că n-aveți cum să mă convinge. Uite, uite care-i fază, tovarășul. Copii n-ai, că știm tot. Eva, sărmană, nu i-a dat urmaș, dacă n-a vrut Dumnezeu. Da, mai aici un nepot și cu nevasta și cu... Mă, cum o cheam pe aia mică? Rodica, Rodica. Cu petita lor, cu Rodica. Măi, dacă nu te bagi în colectiv, aia mică Rodicuța ajunge la un orfelinat de stat. Că dacă ne pune mintea, statul le ia tot, mă, ca să bacă cățel purcel și copilul inclusiv. Bă, dacă se gândește statul ăsta la toate. Dacă... Păi dacă așa a fost gândit, Serafine! Și dacă nu o să vreau? Ei, lasă, lasă, că vrei tu. Vrei tu, că toți vrea. Când își pun mintea la contribuții și fac calculele aritmetice, toți vrea. Bă, Paraschive! Eu n-am fost niciodată bun la aritmetică. Dar să ocupă statul și de aspectul ăsta, Serafine, de predare didactică. E, lasă, lasă, că vrei tu. Ba, o să vrei, mă! Băi, eu îți spun că o să vrei, mă, că dacă nu mai... Tovarășul, gata că iar vă încinge, tovarăș! Dumitre, nu sunt tovarășul nimănui! Lasă că o să devii, Dumitale! Da, pe cât pui pariu! Uite, pe alea 8 hectare care le ai, Dumitale, în proprietate. Tot ce trebuie, Măltăluță, să faci este să se vezi. Și gata! Că dacă nu o să avem această discuție săptămânal, zilnic dacă trebuie. Fii atent, când mă satur eu într-o zi și dau un telefon la centru și vine să te ia cu duba și ți-au luat maul, hai. Mai vedem, doamne. Bă, nu mai e nimic de tot. Ori te dai cu noi în colectiv, ori rauzi cu tine afară din casă. Doamne, eu ți-am zis. Mai vedem. Nu, tovarășe, tovarășe! Ce, mă, ce, ce, ce? Tovarășe, hai să încercăm și pe partea aia la mine. Ce? Hai, că e pasional cum ar veni Serafin al nostru. Da, nu zice cu răutate. Bă, eu cu undeva înțeleg. Nu, eu pricep bine, pricep. Săranul ăsta român e legat de pământ, măi. Iubește pământul, păi asta o spun și poeții poporului, nu? Dar fiecare are un rost în Republica Populară. Uite, popa cu spovedanii. Tovarășul Paraschiv cu școlarizare. Predare didactică. Bine, mă, cu aia. Și eu am un rost în Republica Populară, ca activist. Și activiștii se îngrijesc ca linia partidului să fie ținută. Cârma să fie cârmită, barca să meargă drept înainte. Pop! Nu! Oprește-mă! Ajutați-mă! Tovarăși sărani! Ajutați-mă și am să vă ajut. Eu înțeleg că dumneata nu vrei să pierzi pentru că iubești. Dar și eu iubesc. Eu iubesc partidul, dumneata pământul. Dar pământul e al statului, țăranul e al statului, dar statul e al partidului. Partidul care vrea binele, care vede departe. Haideți! Păi nu se poate ca un om de vază, ca dumneata, să dea un contraexemplu atât de prost
când acum toată lumea știe de unde face vântul. Haideți să o luăm cu începutul și încet să vedem. De unde bate vântul? Păi de unde se bate, domnule? Din abătut întotdeauna. De unde vin câinii cu colaci în coadă, ploaia cu baliverne? Sau porcii care zboară sau umblă pe picioarele din spate îmbrăcați la costum? Dumnezeu și Serafim, mă insulți. Nu, bă, papițoile, tu mă insulți. Este locul tău de 2 bani și pe toată reprezentația asta de pâlci ieftină. Bă, Serafim! Bă, ia-ți măinuțele! Tovarășul! Și cară-te de la mine din o gradă! Bă, Serafim! Bă, până nu mă abțigu și mai mult! Bă, Serafim! Tovarășul! Bă, tovarășul! Serafim! Bă! Atunci pe mâine la aceeași oră. Aștept cu plăcere. Atunci bonzoa, tovarășe. Hai. Dă-mă, dă-mă. Hai. Mă, pe mâine la aceeași oră. Măi, animalule, mă! Du-te-mă în pizza, mă! Ce te duci așa cu mușchi?